rules a dynasty. So bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me fucked up, let me show you what's up, cause enough is enough. Take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you just choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you're just a fool. Ioniță, cu numărul 2 Andrei Nica, numărul 7 Condruț Turcin și cu numărul 8 Ionuț Floarea. De asemenea mai joacă și Bogdan Marinescu cu numărul 13. Pe banca de rezerve se mai află Dar Icaună, Blăbuț, Bălan, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you're just a fuck up real bad.
for you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. Iubitorii fotbalului, vă spunem de la stadionul municipal din Câmpul, unde peste câteva momente va începe partida din Liga a treia dintre Mușcelul Câmpul Ungheris și CS Dinamo București. Brigada de arbitri care va oficia astăzi partida dintre cele două combatante îl are la centru pe Mădălin Zicu din Bucov, ajutat la cele două linii de Constantin Mihai Cantemir din Făgăraș și Cosmin Ciocan din Turnul Măgurele. Observator de joc este Petre George Chirițescu din Brașov, observatorul arbitrilor Mihai Iliescu din Craiova. Vasile Slăninoiu începe partida de astăzi cu Dragoș Voreboiu în poartă, jucătorii de câmp Stelea, Nuță, Sanda, capitanul echipei, Strușescu, Luca Stancu, Narcis Ioniță, Nica, Turcin, Floarea. Acestei partide pe Mihai Mina în poartă, capitanul echipei, și jucătorii de câmp Chiriță, Apostol, Spânu, Ciochină, Daniel Târnăcop, Dorobanțu, Savu, Buliga, Chirdeanu și Stavrositu. Pe banca de rezerve a echipei Ministerului de Interne sunt Luca Chelaru pentru postul de portar și jucătorii de câmp Gabriel Gheorghe, Bănică, Burlacu, Mihai Badea, Sandu Iovu, Florin Lungu și Alex Pisaro. O partidă interesantă, atât prin prisma punctelor puse în joc, atât de necesare echipei mușcelene, cât și prin prisma numelui
adversarului din partida de astăzi, un nume cu sonoritate fotbalului românesc, dar care din păcate în ultimii ani trece printr-o perioadă mai puțin fastă din istoria acestui club. S-au despărțit, sunt mai multe echipe care poartă numele de Dinamo. Celebra echipă Dinamo este acum în Liga a doua și se zbate destul de, într-o situație destul de dificilă. Există această echipă în Liga a treia, mai e încă o echipă care poartă numele de Dinamo și în Liga a patra. Dar să revenim la ale noastre, spuneam că băieții pregătiți de Vasile Slăninoiu își doresc cu ardoare o victorie în partida de astăzi. Cele trei puncte le sunt necesare pentru a părăsi zona periculoasă, zona minată a clasamentului din Liga a treia. Așteptăm în continuare, deși s-au scurs 6-7 minute dincolo de ora prevăzută pentru startul acestei partide. Echipa gazdă nu a venit de la cabine, după cum nici brigada de arbitri. Probabil că sunt anumite aspecte tehnice care trebuie soluționate. Ar mai trebui să punctăm și faptul că printre oficialii din staful clubului bucureștean l-am văzut și pe fostul mare jucător, component al generației de aur a fotbalului românesc, Dănuț Lupu. Nu știm în acest moment cauzele acestei întârzieri, dar dintr-o clipă într-alta, probabil că Mădălin Dicu, însoțit de colegii săi și de jucătorii echipei gazdă vor veni pentru startul partidei. Dinamoviștii au venit în spatele porții, se încălzesc în așteptarea
oponenților vor evolua astăzi în echipament cu tricouri blă, shorturi albe și jambiere roșii. Asta datorită faptului că cele două echipe au aceleași culori, alb-roșu. Și se pare că inclusiv la Liga a treia se respectă acea clauză, acea condiție regulamentară care prevede că echipa gazdă are întâietate în alegerea culorilor în cazul în care cele două echipe au aceleași culori și intenționează să evolueze cu echipamente asemănătoare. Vreme frumoasă pentru fotbal astăzi la Câmpul Lung. A ieșit soarele. În tribunele stadionului municipal câteva sute de spectatori, deși este vineri, este zi de mare sărbătoare. Iubitorii fotbalului au venit în tribune să își încurajeze, să își susțină și să urmărească jocul echipei locale. Momente în care toți cei prezenți la stadion sunt contrariați, întrucât nu avem vești despre ce se întâmplă la cabine. Nu au ieșit jucătorii echipei gazdă. L-am văzut ceva mai devreme pe antrenorul Vasi Slăninoiu plecând și el de la banca de rezerve către cabine, probabil pentru a lămuri detaliile necesare cu echipa de arbitri. Așteptăm în continuare. Se spune că avem acel sfert academic la dispoziție. De fapt, cele două echipe au acel sfert de oră la dispoziție pentru a reglementa ceea ce au considerat arbitrii că nu ar fi în regulă. Am văzut că și observatorul acestei partide s-a deplasat către zona cabinelor. Vom afla probabil în scurt timp ce a condus la această întârziere. Acum l-am văzut în tribune și pe fostul portar din generația de aur a fotbalului românesc, Florin Prunea. Este și el prezent pentru a urmări această partidă. Am purtat o scurtă discuție cu observatorul acestei partide, cu domnul Mihai Iliescu, care ne-a comunicat faptul că această întârziere
a fost cauzată de lipsa persoanei care este desemnată să asigure asistența medicală pentru echipa gazdă. A venit cu ceva întârziere. Prin urmare, veștile bune sunt că toate condițiile au fost întrunite și că în scurt timp vom putea urmări partida dintre Mușcelul Câmpulung Elit și CS Dinamo București. Gesturi frumoase pe care jucătorii celor două echipe le-au făcut în debutul acestei întâlniri. Au venit și au aruncat în tribune fulare și mingi de fotbal oferite cadou celor prezenți, tocmai pentru a mediatiza, pentru a populariza acest sport, frumusețea sportului în general, a fotbalului în particular. Sunt gesturi care merită semnalate și apreciate. Dintr-o clipă într-alta, cu 15-16 minute întârziere, centralul Mădălin Dicu va decide, va fluiera startul întâlnirii dintre Mușcelul Câmpulung și CS Dinamo. Oaspeții vor beneficia de lovitura de începere. Și Spână a fost cel care a dat această lovitură de start. Fac pressing Marinescu, dar s-au descurcat acolo dinamoviștii și acum încep construcția de pe linia lor de fund. Aruncare de la margine, Trușescu s-a grăbit. Au respins încă o dată dinamoviștii în out. Sunt obișnuitele minute în care cele două echipe se tatonează. Este prima întâlnire din cadrul acestei ediții de campionat de Liga 3. Scapă dinamoviștii acum pe contraatac. Față periculoasă, iese și gol
a marcat Cristian Chiriță. Vom vedea care este decizia centralului Mădălin Dicu. S-a consultat și cu asistentul Constantin Mihai Cantemir și se pare că golul va fi validat. Așadar, în minutul 2 oaspeți au deschis scorul prin Cristian Chiriță. A marcat în minutul 2 Daniel Târnăcoc pentru CS Dinamo. Marcator Chiriță. Partida de astăzi a început cum nu se poate mai prost pentru echipa gazdă. Un contraatac rapid purtat de dinamoviști. Câmpul Lungini au încercat să facă pasul la offside, manevră care a fost dejucată inteligent de oaspeți și Chiriță scăpat într-o poziție 1-1 cu Dragoș Horeboiu, a trimis balonul pe lângă golkeeperul Câmpul Lungean. Prin urmare, din chiar minutul 2, oaspeții conduc aici la Câmpul Lung, urmare a reușitei lui Cristian Chiriță. O echipă destul de tânără a dinamoviștilor, dar care nu a arătat a fi una de neînvins, așa cum spuneau și oficialii Câmpul Lungean la conferința de presă premergătoare acestei partide. Au făcut și jocuri bune cei de la CS Dinamo, dar au avut și partide mai puțin reușite în care au fost învinși. Prin urmare, Câmpul Lungean erau încrezători înaintea acestei partide, dar iată că a fost acel minut 2 în care lipsa de concentrare din faza defensivă i-a costat pe Câmpul Lungean. Andrei Nuța are câștig de cauză la această minge disputată în marginea terenului. Și minge acum pentru Bogdan Marinescu. Bogdan Marinescu ia prim planul la această fază. Încearcă să o trimită foarte bine pentru Andrei Nica, șutul acestuia cu piciorul stâng din marginea suprafeței de pedeapsă trece însă pe lângă poarta apărată de Mihai Mina. Foarte bine a făcut faza Bogdan Marinescu, vârful de atac al Câmpul Lungenilor. L-a pus pe Andrei Nica într-o poziție favorabilă, dar șutul acestuia a trecut pe lângă poarta dinamoviștilor. Iată o primă ocazie de a se apropia periculos de poarta dinamoviștilor, pe care am înregistrat-o în minutul 6. Respinge Sanda. Narcis Ioniță în dreapta pentru a fost acolo Codruț Turcin. Floarea a pierdut acest balon și încă o dată oaspeții ies pe contraatac rapid. O intervenție a lui Stelea, cred că a fost acolo, care se și resimte.
Apărătorul câmpulungenilor s-a ciocnit cu un jucător advers și acuză faptul că ar fi fost lovit cu cotul de adversarul direct. Până la urmă, Stella s-a ridicat și și-a reluat locul în formație, dar cei care beneficiază de lovitură liberă sunt dinamoviștii. Respinge încă o dată Sanda ca un veritabil stâlp al apărării mușcelenilor și acum mingea aruncată total la întâmplare de dinamoviști a fost Robert Chirdeanu, cel care a încercat, să-i zicem așa, un șut către poarta lui Horeboiu. Turcini insistă pentru acest balon, face pressing, dar s-a descurcat Chirdeanu. A recuperat foarte frumos Andrei Nuță, s-a bătut pentru acest balon, a fost obstrucționat și Mădălin Dicu a acordat lovitură liberă pentru Gazde. Nuță. Minge lungă pentru Marinescu, acesta o așează Trușescu în careu și mingea este trimisă în afara terenului de Buliga. În ultima instanță venise acolo foarte bine pentru finalizare un jucător al câmpul ungenilor, era vorba de Andrei Nica, a simțit gustul golului, dar acum s-a retras și a dublat apărarea pe care câmpul ungenii o fac la singurul dinamovist rămas în avamposturi. Centrare pe jos și reluare a lui Nuță, cred că a fost cel care a... Nu, Trușescu. A fost cel care a încercat să surprindă apărarea dinamovistă. S-au scurs 10 minute în această partidă, oaspeții sunt la adăpostul avantajului pe care l-au luat încă din minutul 2, iar fotbaliștii pregătiți de Vasi Sleninoiu încearcă să se concentreze, să își păstreze calmul, au suficient timp în față, dar jocul oaspeților este unul cu adevărat avântat. Protejează foarte bine acolo Marius Sanda și atacul dinamoviștilor se stinge. Horeboiu repune acum din colțul careului mic. A sărit Trușescu și acum Luca Stancu. A recuperat Trușescu, nu are cu cine să paseze, încearcă să păstreze controlul, protejează bine balonul, dar este atacat de trei jucători de la Dinamo și într-un final deposedat. A venit la susținere și Turcin. Deschide pe dreapta Narcis Ioniță pentru Andrei Nica. Acesta este ajuns din urmă de un apărător al dinamoviștilor și balonul este întors până la capitanul Marius Sanda. Acesta la
driblat pe autorul golului oaspeților, Cristian Chiriță, smulgându-i dinamovistului un strigăt de nemulțumire pentru că nu a anticipat modul în care se întoarce Marius Sanda. S-a descurcat acum bine în apărare George Apostol și încercarea lui de degajare a fost blocată, dar centralul Mădălin Dicu acordă lovitură liberă pentru Dinamo. A respins Nica, foarte bine s-a apărat acolo câmpul lungeanul. Și acum Andrei Nuță a trimis propriului portar. Din nou Nuță pleacă cu balonul la picior, este împins de Mădălin Spânu și câmpul lungenii vor relua jocul cu lovitură liberă directă executată rapid de același Nuță. Sanda, o minge de angajare pentru Luca Stancu, dar au respins de acolo oaspeții. Trușescu s-a grăbit, Narcis Ioniță, șut de la distanța lui Narcis Ioniță, care se transformă într-o centrare, după care aleargă Andrei Nica. Acesta potolește balonul, din păcate însă el a încercat acolo să obțină lovitura de colț. S-a ferit la timp apărătorul dinamoviștilor și în felul acesta faza de atac a câmpului lungenilor s-a încheiat. Narcis Ioniță, minge lungă prelungită pe spate pentru Stelea, a fost acolo centrarea acestuia respinsă însă de apărarea bucureștenilor. Nica l-a văzut pe Stelea, centrarea acestuia și Narcis Ioniță șut de la distanță foarte bun, s-a plecat pe minge. Aceasta a căpătat însă puțin altitudine și a trecut peste transversala lui Mihai Mina, dar șutul a fost unul bine pregătit, un șut sănătos în anumite situații și astfel de execuții pot să fie benefice. Trebuie ca mușcelenii să își asume și responsabilitatea încercării de a finaliza chiar dacă din afara suprafeței de pedeapsă. Narcis Ioniță combină la centru cu Floarea, Turcin și Andrei Nica a încercat acum să schimbe partea, l-a văzut pe Luca Stancu, dar acesta a fost incomodat. Trușescu primește anumite indicații de la margine. Nuță minge ridicată peste primul val de apărătorii dinamoviști și acum minge în dreapta pentru Stelea. Acesta protejează și obține lovitura de colț pe care merge să o execute Narcis Ioniță. S-au scurs primele 15 minute din această întâlnire, oaspeții conduc la câmpul lung cu 1-0, gol marcat de Chiriță în minutul 2. Și
7 jucători câmpulungeni în suprafața de pedapsă a oaspeților, așteptând o centrare de la Narcis Ioniță. Acesta vine la semi-înălțime, balon prelungit pe spate. A încercat acum Nuță, dar au plecat oaspeții pe un contraatac rapid, nu a fost Turcin acolo. Arbitrul lasă jocul liber, iar faza se stinge. I se atrage atenția lui Daniel Târnăcop să nu mai protesteze la deciziile brigăzii de arbitri. Acesta, Mădălin Dicu, centralul partidei, îi face semne că a observat, că s-a prins de încercarea de a simula pentru a obține lovitura liberă a jucătorului dinamovist, un jucător cu vechi ștate în eșaloanele superioare ale fotbalului românesc. Daniel Târnăcop a fost jucătorul Universității Craiova. Luca Stancu a încercat să continue acea fază cu Trușescu în stânga, dar s-au apărat bucureștenii. Trușescu, aruncare lungă de la margine, un fel de centrare, dar balonul a fost bubuit de apărarea dinamovistă. Nu mai ajunge acest balon la Luca Stancu. A respins Nuță și acum Sanda încă o minge înaltă, după care alergă Luca Stancu, dar balonul protejat de Chirdeanu iese în afara terenului de joc. După primirea golului, câmpulungeni au echilibrat într-o bună măsură această partidă. Din păcate, nu și-au creat prea multe ocazii la poarta lui Mihai Mina. A fost ținut acolo Floarea și cu toate astea a avut întâietate, dar lansarea pentru Nica a fost prea puternică și mijlocașul câmpulungenilor nu a mai putut să mai ajungă acel balon. Mădălin Spânu a încercat să obțină o lovitură liberă, dar nu l-a înduplecat pe tizul său, pe centralul Mădălin Dicu. Dinamoviștii s-au implicat într-un joc de uzură, un joc în care contează în atac doar prin contraatacuri. Acum a aruncat Chirdeanu neregulamentar și este faultat Narcis Ioniță. Andrei Nuță își așează balonul pe o altă poziție, întrucât suprafața de joc de la câmpul lung nu este una de foarte înaltă clasă. Stelea foarte bine, șut acum și gol! Andrei Nica
a marcat pentru Buscelul Câmpul Lung Andrei Nica. O fază bine construită de Câmpul Lungeni l-a adus din nou în poziția de finalizare pe talentatul mijlocaș al Câmpul Lungenilor. Andrei Nica a recidivat după ce a marcat și golul victoriei în etapa precedentă. O finalizare în scurt, nemai lăsându-i nicio posibilitate de a interveni capitanului oaspeților, portarul Mihai Mina. A fost bună conlucrarea cu Stelea acolo pe partea dreaptă și mijlocașul Andrei Nica a fost omul potrivit la locul potrivit, nu și-a pierdut cumpătul și a reușit să aducă egalarea exact la jumătatea primei reprize. Se avântă ceva mai curajos în atac Câmpul Lungenii. Au simțit miros de sânge, cum se zice în fotbal. Au simțit că se poate, că Dinamo nu este o echipă impenetrabilă. În același timp însă vedem că lângă marcatorul golului dinamoviștilor, Câmpul Lungenii au lăsat doi jucători. Centrare respinsă de Chirdeanu și acum fault pe care îl comite autorul golului, Andrei Nica, vede și cartonașul galben. Cartonaș galben pe care îl vede Andrei Nica în minutul 24 pentru o intrare întârziată. A fost un gest disperat al mijlocașului Câmpul Lungean, pentru că altfel atacantul dinamoviștilor s-ar fi îndreptat periculos către poarta lui Horeboiu. Era vorba de același rapid Cristian Chiriță, cel care a deschis scorul în cel de-al doilea minut al acestei întâlniri. Bogdan Marinescu a avut o discuție cu centralul Mădălin Dicu. Lucrurile vor intra pe făgașul lor normal. Minge înaltă în suprafața de pedeapsă a gazdelor. Este incomodat acolo portarul Dragoș Horeboiu, cel care a făcut zid în fața lui Horeboiu a fost Mădălin Spânu, decarul dinamoviștilor, și el un jucător cu ceva mai multă experiență decât colegii săi mai tineri. Sunt câteva nume care reprezintă osatura formației Ministerului de Interne și mă refer aici la Spânu, la Târnăcop, la portarul Mihai Mina, Stavrositu, un alt nume despre care iubitorii fotbalului au mai auzit. Turșescu aruncă lung de la margine, primește de la Floarea și acum au degajat dinamoviștii. Mingea înălțată de Andrei Nuță poposește în mănușile lui Mihai Mina. A venit lansat din spate Ionuț Floarea și nu a stat prea mult pe gânduri, trimițând balonul spre poarta dinamoviștilor. A respins încă o dată Ionuț, Andrei Nuță, îmi cer scuze. Minge jucată cu mâna acum de Adrian Dorobanțu și centralul Mădălin Dicu acordă balonul gazdelor. Suntem în minutul 27 al întâlnirii dintre Mușcelul Câmpul Lung și CS Dinamo București, scor 1-1.
și parcă la acest scor mușcelenii se îndreaptă către poarta lui, lui Mihai Mina. Iată-l acum pe Luca Stancu. Luca Stancu a încercat o pasă în centru și lovitură de colț acum. L-a văzut foarte bine Luca Stancu pe Codruț Turcin, dar acolo a fost un picior salvator al apărătorilor dinamoviști. Mi-e greu să cred că din 6-7 metri Codruț Turcin nu ar fi reușit finalizarea. Lovitură de colț pe care o execută Narcis Ioniță. Centrare înaltă a lui Ioniță. A sărit acolo și Stelea, dar într-un final Mihai Mina a reținut și a încercat să degajeze rapid. Dorobanțu este faultat de Marius Sanda. Mingea aruncată în stânga de dinamoviști. Centrare înaltă care este protejată și iese în aut de poartă. Se mai liniștesc, mai răsuflă puțin mai ușurați și câmpul ungenii. Dragoș Horeboiu s-a mutat în celălalt colț al careului mic, tocmai pentru a oferi coechipierilor săi câteva secunde să se poziționeze, să ocupe locurile în avamposturi. S-a descurcat bine acolo Stelea în fața acestui jucător de mare viteză care este Cristian Chiriță, aripa stângă a dinamoviștilor. Și încă o dată Stelea s-a descurcat bine, dar de la margine asistentul Cantemir din Făgăraș a semnalizat poziție de offside. Sanda, o degajare lungă pentru Marinescu. Turcin urmărește acel balon, dar a ieșit în întâmpinare Mihai Mina. Narcis Ioniță pune o contră în urma căreia se resimte destul de serios și dinamoviștii au lăsat balonul să iasă în afară pentru a vedea dacă accidentarea lui Narcis Ioniță este serioasă. Centralul a permis și intrarea pe gazon a echipei medicale. Acest moment de întrerupere este folosit de banca tehnică a câmpul ungenilor pentru a mai acorda câteva indicații, iar câțiva dintre jucătorii mușceleni vin la marginea terenului pentru a se hidrata. S-a ridicat între timp Narcis Ioniță. Acesta șchioapătă vizibil. Să sperăm că nu va fi o accidentare care să îl împiedice să continue această partidă. Vom vedea și ce decide Narcis Ioniță împreună cu Vasis Leninoiu și evident la indicațiile staffului medical. Balonul este, posesia balonului este redată dinamoviștilor. Trușescu este atacat cu talpa de Dorobanțu. Este a doua
intrare de acest gen a dinamoviștilor în ultimele câteva minute. Pun osul la bătaie serios dinamoviștii după ce s-au văzut egalați. Nuță minge lungă, dar Dorobanțu îndepărtează pericolul acum. Și Trușescu a fost placat de un dinamovist. Luca Stancu. Marinescu protejează. Marinescu se întoarce cu balonul, dar este atacat de doi dinamoviști. Narcis Ioniță și arbitrul Mădălin Dicu consideră că Bogdan Marinescu a fost cel care a faultat, deși era între doi jucători adverși. Este cel puțin ciudată această decizie a centralului Mădălin Dicu, care până în acest minut 33, trebuie să spunem că a arbitrat corect, discret, prompt pe fază de fiecare dată. Nu au existat nici contradicțiile cu care ne-am mai întâlnit la alte partide între central și asistenți. Dar de data aceasta decizia lui Mădălin Dicu mi s-a părut curioasă, pentru că cel care era făcut sandwich la acea fază era Bogdan Marinescu. Tot el prelungește acum pentru Turcin. Turcin, din păcate, nu poate păstra controlul balonului. Este contrat Floarea în marginea terenului și Câmpul Ungeni aruncă de la margine. Trușescu pentru Luca Stancu, atacat din spate. Dorobanțu este anticipat de Trușescu. Intrarea lui Trușescu este sancționată de arbitru, dar doar lovitură liberă. A văzut centralul Mădălin Dicu faptul că Trușescu nu a intrat să își lovească, nu a fost intenția lui de a-și lovi adversarul. El chiar se resimte mai mult decât jucătorul dinamovist, care ceva mai devreme solicita lovitura liberă. Vine la marginea terenului Trușescu șchiopătând pentru a primi îngrijiri. A faultat acum în atac Mădălin Spânu și de la margine Constantin Mihai Cantemir a semnalizat centralului faptul că atacantul dinamovist și-a împins adversarul. Trușescu nu a mai putut să mențină balonul în interiorul suprafeței de joc. Are câștig de cauză de această dată Mădălin Spânu. Și lovitura liberă pentru dinamoviști este executată de Dorobanțu. Nu, acesta îl preferă pe Daniel Târnăcop. Zid din doi apărători ai mușcelenilor. Târnăcop, o centrare bună și reține cu multă siguranță pe linia porții Dragoș Horeboiu, care degajează un balon pentru Bogdan Marinescu, dar mingea este lungă. A avut o intervenție sigură Dragoș Horeboiu ceva mai devreme. Balon făcut pentru Luca Stancu, degajat greșit, un semiluft al lui Mihai Mina, și Câmpul Ungeni au acum lovitură de colț. Acea degajare era bine să fie undeva pe cadrul porții, dar glumim. Pentru a
își obține cele trei puncte puse în joc. Câmpul Ungenii trebuie să se zbată, să construiască. Ce este de remarcat este că de la etapă la etapă jocul Câmpul Ungenilor a crescut în consistență. Narcis Ioniță execută acum lovitura de colț. Centrarea înaltă în careu depășește întreg lotul de jucători. Nici Codruț Turcin, care era pe colțul lung, nu a mai putut urmări acel balon. Floarea. Este talonat acolo și îl vede foarte bine pe Codruț Turcin. Turcin obține lovitura de colț. A încercat un șut centrare, a fost blocat de apărătorul dinamovist, de adversarul său direct, dar totuși Câmpul Ungenii mai au o bună oportunitate. Ioniță, centrare, balon reluat peste transversală de Marius Sanda. Și acum dinamoviștii pornesc. Andrei Nuță l-a palpat puțin pe Dorobanțu, cred că este jucătorul, nu? Acesta dramatizează, acuzând faptul că a fost lovit peste față. A fost o simplă atingere, nu s-a întâmplat absolut nimic. Ba da, Dorobanțu a fost jucătorul care a încercat să dramatizeze. Iată-l la balon acum. A recuperat Andrei Nica și mingea aruncată acum de Sanda, dar fără ca vreun coechipier să fie acolo în avamposturi. Trușescu nu poate să păstreze controlul acestui balon. Minge lungă a lui Nuță, dar încă o dată niciun coechipier nu este atât de avansat încât să poată urmări aceste baloane. Încă o dată Nuță înalță balonul. Era singur între doi adversari. Floarea prelungește și acum Turcin a trimis către Andrei Nica, dar balonul a fost interceptat și trimis în out de dinamoviști. Stelea pentru Marinescu, dar acesta nu poate continua. Am intrat în ultimele 5 minute ale acestei întâlniri. Scorul este egal. Mușcelul Câmpul Lung din CS Dinamo București 1-1. Acum Andrei Nuță s-a apărat bine și vede cartonaș galben Andrei Dorobanțu, pentru că este una dintre numeroasele încercări de a-l impresiona pe Mădălin Dicu. La CS Dinamo București, Adrian Dorobanțu. Era și cazul să vadă acest cartonaș galben Dorobanțu. Este una din numeroasele simulări, încercări de a-l impresiona pe Mădălin Dicu, iar centralul i-a arătat că astfel de gesturi nu au sorți de izbândă.
Încă o aruncare de la margine obținută de Bogdan Marinescu. Acum o cădere mult prea ușoară pe care centralul nu o sancționează. Aruncare de la margine pentru dinamoviști. Trușescu și Luca Stancu prelungește, dar mult prea puternic balonul. Iese Dragoș Horeboiu și protejat de Andrei Nuță culege acest balon. Floarea. Sanda greșește această intercepție și este 2-1 pentru Dinamo. Cred că Mădălin Spânu este, nu, același Cristian Chiriță este autorul golului dinamoviștilor. Dinamo București, Cristian Chiriță. În minutul 44, oaspeții revin în avantaj, urmare a unei erori în defensivă. Procesorul mașinii Arge și 06 TDM este rugat să meargă la mașină. Un Ford. Așadar, în penultimul minut al primei reprize, Marius Sanda a luptat o greșeală care i-a costat pe câmpul Ungeni. Andrei Nica îl vede bine pe Stelea, a urcat pe partea dreaptă. Urmează centrarea pe jos și se interpune pe traiectoria acelui balon Ionuț Buliga. Lovitură de colț pentru câmpul Ungeni în momentul în care suntem în ultimul minut al primei reprize. Vom vedea dacă centralul Mădălin Dicu va prelungi această primă repriză. Centrare. Nuță recentrează. Fault la portar decide Mădălin Dicu și cred că a fost ultima fază de atac a câmpul Ungenilor. Totuși centralul mai lasă jocul să continue și a consultat până acum de vreo 3 ori cronometrul. A respins Stelea până la Narcis Ioniță și acum Floarea. Floarea pleacă pe contraatac. Îl vede bine pe Bogdan Marinescu, dar acesta era între doi apărători adverși. Continuă faza Turcin. Turcin nu poate păstra controlul și aceasta... A, nu, ne arată Mădălin Dicu faptul că prelungește timpul acestei prime reprize cu un minut, urmare probabil a celor câteva momente de întrerupere. Nuță minge înaltă pentru Marinescu. Trușescu întoarce balonul în zona centrală, dar Turcin nu a putut să trimită o pasă și iată fluierul de final al lui Mădălin Dicu aduce sau trimite cei 22 de jucători la cabine la scorul de 2-1 pentru Dinamo. O dublă semnată de Cristian Chiriță pentru câmpul Ungeni a marcat Andrei Nica. Revenim și noi după minutele de pauză.
up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm. I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm mad.
overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Revenim pentru partea a doua a întâlnirii dintre Mușcelul Câmpulung Elit și CS Dinamo București. La pauză oaspeții conduc cu 2-1 prin reușitele lui Cristian Chiriță din minutul 2 și minutul 44. Golul câmpulungenilor a fost marcat de Andrei Nica. Vom vedea dacă cei doi tehnicieni, Vasile Sălnei-Noiu și Daniel Iftodi, operează modificări în cele două formații acum în minutul 46 sau dacă păstrează aceste mutări pentru mai târziu. Îl vedem pe Bogdan Manole la marginea terenului. Da, Bogdan Manole este jucătorul care va intra în lotul câmpulungenilor. Acesta intră în centrul defensivei câmpulungenilor. Se pare că Nuță nu a mai putut continua, dacă văd eu bine. Mă voi edifica. Stelea minge lungă, după care alerga acolo Marinescu. Chiriță se întoarce către poarta lui Horeboiu. Chiriță trece în dribling printre doi jucători, dar este anticipat de Turcin. Nu, Sanda este jucătorul care nu a mai venit de la cabine. Observ că banderola a trecut pe brațul lui Codruț Turcin. Narcis Ioniță. Spânul. Și acum lansare pe partea stângă pentru același, nu a fost Chiriță, ci Daniel Ternăcop. Acum este Spânul la balon. A intervenit acolo și Stavrositu. Reține Horeboiu o centrare periculoasă care se îndrepta către poarta câmpulungenilor. Marinescu, bună preluare și îl vede bine pe Andrei Nica, a pornit pe atac. Acesta este talonat și centrarea sa este respinsă. Aruncare de la margine pentru dinamoviști. Stelea aruncă de la margine. Un balon pe care îl bubuie Târnăcop. Floarea a intervenit. Trușescu și-a driblat adversarul direct, dar s-au dublat apărătorii dinamoviști. Luca Stancu, Floarea. Calmează jocul. Manole.
și balonul se întoarce până la Dragoș Horeboiu. Buliga aruncă de la margine pentru dinamoviști. Turcin a recuperat foarte bine. Stelea se complică printre trei apărători dinamoviști, n-avea cum să treacă. Este jocul lăsat liber de centralul Mădălin Dicu. Și acum Nuță minge lungă pentru Marinescu, dar este bine poziționat Daniel Savu și trimite în lateral. Aruncare de la margine pentru Câmpul Ungeni. Așadar, Marius Sanda nu a mai putut continua această partidă, deși pe parcursul primei reprize nu am văzut să fi fost cauze medicale. Foarte bună combinația lui Marinescu. Turcin nu poate controla în interiorul suprafeței de pedeapsă și se ratează încă o oportunitate de a restabili egalitatea. Narcis Ioniță întoarce o minge foarte bine pentru Bogdan Marinescu. Bogdan Marinescu se întoarce către poartă, centrează, dar se opun acolo dinamoviști și va fi doar lovitură de colț pentru Mușcelul, pe care același Narcis Ioniță se pregătește să o execute. Vin 7-8 jucători ai Câmpul Ungenilor în careul oaspeților. Reia Bogdan Manole, dar balonul trece peste transversala porții lui Mihai Mina. A fost un iureș de început de repriză secundă al Câmpul Ungenilor. Se poate ca decizia de a-l înlocui pe Marius Sanda să nu fi avut cauze medicale, ci să fi existat acolo o discuție mai contundentă între staful tehnic și capitanul din prima repriză al Câmpului Ungenilor, urmarea acelei gafe a lui Sanda, care a precedat golul cu care Dinamo conduce pe tabela de marcaj. Stelea, centrare lungă, vine pe faza a doua Trușescu, dar din păcate nu poate obține mai mult. A fost placat exact în momentul în care încerca să recentreze acel balon. Se resimte Trușescu. A mers acolo și centralul Mădălin Dicu să vadă care este starea lui de sănătate, dar s-a ridicat apărătorul Câmpul Ungenilor și va continua partida. Chiriță încă o dată a făcut pressing și lovitură de pedeapsă arată Mădălin Dicu și cartonaș galben. Cred că Bogdan Manole este jucătorul sancționat. În minutul 52. Cartonaș galben pentru Bogdan Manole. Așadar, dinamoviștii beneficiază de penalti
pe care Cosmin Ciochină este pregătit să îl execute. Ciochină șut pe, l-a trimis în dreapta pe Horeboiu și a șutat în stânga portarului. CS Dinamo București, Cosmin Ciochină. Din minutul 53, scorul a căpătat proporții. Bușcelul Câmpul Lung, CS Dinamo 1-3. Iată că o eroare pe finalul primei reprize, dublată de această intervenție nefericită a lui Bogdan Manole, sancționată de Mădălin Dicu, au condus ca scorul să devină 3-1 pentru oaspeți. Stelea respinge pe spate acum. Balon făcut de Andrei Nica cu călcâiul pentru Narcis Ioniță. Ioniță este talonat, trimite foarte bine în centru pentru Floarea. S-a luptat acolo Trușescu, dar nu a putut să mențină controlul. Aruncă Stelea, dar nu își găsește niciun coechipier cu această execuție. Și încă o dată Chiriță scapă singur. Iată ce viteză dezvoltă, șut și gol, 4-1, iar Cristi Chiriță marchează pentru CS Dinamo București, realizează hat-trick-ul într-o partidă în care lucrurile, cel puțin pe durata primei reprize, nu anunțau că se va ajunge în acest punct. Iată că dinamoviștii s-au desprins și e greu de imaginat că vom asista la o revenire spectaculoasă din partea echipei mușcelene. Încă o lovitură liberă acordată de centralul Mădălin Dicu în favoarea oaspeților. Aceștia se simt mult mai confortabil cu avantajul luat pe tabela de marcaj. Practic și-au asigurat cele 3 puncte puse în joc. Și din păcate perioada mai puțin productivă a Câmpulungenilor se pare că se va prelungi. După această partidă urmează o deplasare extrem de grea pentru mușcelul Câmpulung, la liderul acestei serii, la CS Tunari. Venise victoria cu FC Pucioasa ca un balon de oxigen pentru Câmpulungeni, dar iată că din păcate echipa mușcelenă nu poate să lege 2 victorii, ceea ce era de dorit în încercarea de a părăsi zona din subsolul clasamentului acestei serii 4 din Liga a 3-a. Lovitură liberă pentru dinamoviști acum. Se mai pregătește o înlocuire. Andrei Pătrănoiu este la marginea terenului. Vom vedea în locul cui va fi trimis de Vasi Slăninoiu. Deocamdată se așteaptă executarea acestei lovituri libere.
ieșit defectuos Dragoș Horeboiu și tot dinamoviștii sunt cei care vor fi în posesie, lovitură de colț pentru CS Dinamo. O centrare lungă, respinsă de câmpul Îngeni și dintr-o clipă într-alta se vor efectua schimbările, este o dublă modificare în lotul mușcelenilor și Pătrănoiu și Eduard Niță vor intra la câmpul Îngeni. Vedem cine iese, iese Turcin, încă o dată banderola este pe alt braț. Deci a ieșit și Eduard Niță și Codruț Turcin. Narcis Ioniță, îmi cer scuze. Narcis Ioniță și Codruț Turcin și au intrat Eduard Niță și Andrei Pătrănoiu. Stelea prelungește până la Andrei Nica, dar acesta este întâmpinat de dinamoviști. Marinescu pentru Andrei Nica pe partea dreaptă, protejează acolo balonul George Apostol și se stinge construcția câmpului Îngenilor. Chiriță este foarte bine anticipat de Floarea, s-a luptat mijlocașul câmpul Îngean și jocul va fi reluat prin aruncare de la margine de efectuată de către Stelea. Banderola de capitan de echipă a ajuns pe brațul lui Andrei Pătrănoiu, jucătorul introdus în teren în urmă cu câteva momente. Fac și dinamoviștii trei înlocuiri. Părăsit terenul la dinamoviști Adrian Dorobanțu, Daniel Târnăcop și Mădălin Spânu. Au intrat Alex Burlacu cu numărul 27 și lovitură de pedeapsă și cartonaș galben de care beneficiază, de lovitura de pedeapsă beneficiază echipa gazdă. Jucătorul avertizat din ce văd cred că este George Apostol. Cartonaș galben la CS Dinamo București, Stavrositu. După cum probabil ați auzit din enunțul colegului, Stavrositu a faultat în suprafața de pedeapsă, a văzut cartonașul galben în minutul 63 și centralul Mădălin Dicu a acordat penalti în favoarea câmpului Îngenilor. Se resimte acolo jucătorul nostru,
nu-mi dau seama cine este cel întins pe gazon. Pare a fi Bogdan Manole. Nu, Trușescu este jucătorul care a fost comoționat, din câte îmi dau seama, este ajutat de colegi să părăsească suprafața de joc. Și se pare că Andrei Stelea este jucătorul desemnat să execute această lovitură de pedeapsă. Stelea, șut și gol! Recuperează! A marcat pentru Buselul Câmpulung Andrei Stelea. Scorul este 2-4. Se pare că și-a revenit și Trușescu și cere permisiunea centralului Mădălin Dicu pentru a-și relua locul în echipă. A revenit și apărătorul stânga pe postul său. Câmpulungenii par un pic mai motivați de această reușită din penalti a lui Andrei Stelea. Șut acum de la distanță reținut de Horeboiu. Pare că spiritele s-au încins puțin pe teren după ce Dinamo s-a desprins la scorul de 4-1, am văzut câteva intrări destul de sănătoase. Stelea pe partea dreaptă centrează printre și acum dinamoviștii degajează. Balon lăsat tot pentru Stelea, dar acum Bogdan Manole a trimis departe. Marinescu a prelungit. Au ieșit dinamoviștii din apărare și pornesc prin același Chiriță pe atac. Se mai solicită încă o lovitură de pedeapsă. Cel care a încercat să-l impresioneze pe Mădălin Dicu a fost jucătorul nou intrat, Sandu Iovu. Floarea pentru Luca Stancu, se întoarce în centru Luca Stancu și trimite un balon pe care nu-l mai urmărește din păcate niciun coechipier. Se vor opera și ultimele două modificări permise de regulament în lotul Câmpulungenilor. Se pregătesc să intre pe teren doi jucători ai mușcelenilor, e vorba de Laz Bungu și de Tudor Crânguș. Bine,
se permite efectuarea celor două schimbări. Iese Ionuț Floarea și autorul golului din minutul 22, Andrei Nica. Și-au intrat în locul celor doi Laz Bungu și Tudor Crenguș. Este flancat acolo Luca Stancu și Moșcelul beneficiază de lovitură liberă pe care o va executa Pătrănoiu după fluierul arbitrului Mădălin Dicu, care a arătat cât se poate de clar acest aspect. Trei jucători dinamoviști în zid. Pătrănoiu pe jos, o încercare de fază lucrată, s-a solicitat acolo și un hands, dar arbitrul a lăsat jocul să continue. Bungu, Laz Bungu combină cu Pătrănoiu, acesta se întoarce și a încercat să îl lanseze pe Crânguș, dar balonul s-a dus în afara terenului de joc. În acest moment se pare că celelalte două echipe argeșene sunt la egalitate pe terenul sintetic de la Bradu, Real Bradu Unirea Bascov 1-1. Minge protejată de Stelea părăsește terenul. Tot Stelea a aruncat de la margine. Și acum Hore Boiu reține. Au recuperat câmpul Ungenii. Din păcate sunt neglijenți la transmiterea balonului, în special pe ultima pasă, și bucureștenii au avut câștig de cauză la fiecare astfel de încercare, mai ales la mingile filtrante pe care fotbaliștii pregătiți de Vasi Sleninoiu au încercat să le efectueze. Horeboiu are un control defectuos al balonului și degajează mingea în afara terenului. Nici Dragoș Horeboiu nu a prins o zi fastă astăzi. Au fost și mai multe erori în compartimentul defensiv al câmpul Ungenilor, care au condus la marcarea a cel puțin două din patru reușite ale bucureștenilor. Bungu, preluare pe piept, dar este cu spatele spre
Poarta a reprimit Bungu și a trecut foarte bine. Este întâmpinat și deposedat de Chirdeanu. Și construcția mușchelenilor începe de pe linia de fund. A fost talonat Bogdan Manole în momentul în care se pregătea să paseze. Stelea este trimis ceva mai în spate să efectueze aruncarea de la margine. S-a descurcat bine acolo Eduard Niță. Avem în celelalte partide care se dispută la această oră în seria 4 din Liga 3-a următoarele rezultate: Real Bradu Unirea Bascov 1-1, FC Pucioasa Astra Giurgiu 12-0 și FCSB 2 Flacăra Moreni 1-3. Rezultatele în acest moment. Ultima partidă, cea dintre CS Tunari și Popeșle Ordeni se va disputa mâine. A fost semnalizată acum de către Cosmin Ciocan, asistentul de la linia 2, o obstrucție făcută de Câmpul Ungeni și oaspeții au lovitură liberă. A respins foarte bine Stelea și mingea, încercarea de recentrare a lui Stavrositu s-a dus departe în afara terenului. Timpul se scurge în favoarea bucureștenilor, care conduc în continuare în această partidă cu scorul de 4-2. Trușescu a combinat pe partea stângă cu Ioniță. S-a întors foarte bine acolo Andrei Nuță și acum Bogdan Manole. Minge lungă a lui Manole pentru Marinescu. Marinescu rămâne în posesie, se întoarce de 2-3 ori cu adversarul în spate. Ioniță pentru Trușescu, și de la distanța lui Trușescu, departe de poartă, dar balonul a fost lovit pe traiectorie de un dinamovist și este lovitură de colț pentru Câmpul Ungeni. Eduard Niță a mers la colțul terenului. Centrarea înaltă a lui Niță, reluarea însă dintr-o poziție incomodă, se duce departe de poartă. Andrei Nuță a fost jucătorul Câmpul Ungenilor care a încercat să trimită spre poartă. Încă un dinamovist sugerează, da, este Ionuț Buliga, sugerează că ar fi fost lovit peste față și centralul Mădălin Dicu le-a acordat mingea dinamoviștilor. A respins Stelea până la Pătrănoiu, dar dinamoviștii se găsesc mai bine, se poziționează mai bine în teren. Se vede faptul că lucrează de mai mult timp împreună, probabil că acest lucru i-a favorizat. Las Bungu s-a zbătut acolo, înconjurat de trei jucători și a obținut această lovitură liberă.
Pătrănoiu s-a grăbit să execute, dar centralul Mădălin Dicu a solicitat să se respecte locul de pe care va fi executată această lovitură liberă. Și acum minge lungă pentru Marinescu, reluarea acestuia este slabă și portarul Mihai Mina este în posesie, în condițiile în care un jucător dinamovist, cel care s-a aflat în luptă cu Bogdan Marinescu, se resimte și solicită asistență medicală. Este vorba de George Apostol. S-a ridicat însă și nu e cazul să intervină echipa medicală. Ne apropiem de minutul 80 al acestei partide. Mușelul Câmpulung 2, CS Dinamo 4. În acest moment am aflat că Unirea Bascov a preluat conducerea la Bradu în derbiul județean. Minge lungă spre care a fost împiedicat să țâșnească jucătorul dinamovist care astăzi la Câmpulung a realizat hat-trick-ul. Ne referim la Cristian Chiriță. S-au apărat de această dată destul de bine doi câmpulungeni, Stelea. Minge peste apărarea adversă, Las Bungu, preluare pe piept destul de largă, recentrează în fața porții, balonul se scurge prin fața liniei porții lui Mihai Mina și protejată de George Apostol, părăsește terenul. Încă un dinamovist este întins pe gazon. Sunt probabil și obișnuitele tertipuri la care apelează jucătorii pentru a câștiga secunde bune, pentru a câștiga timp. Acesta era chiar în apropierea liniei de fund, e vorba de David Savu. Ar fi putut foarte simplu să se rostogălească de două ori și să iasă în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale, dar nu o să vedeți niciodată astfel de gesturi, mai ales când timpul se scurge în favoarea echipei respective. Dovadă că Savu a venit până la centrul terenului, pe unde va fi nevoit să reintre în teren, într-o alergare ușoară, fără să mai acuze niciun fel de probleme musculare sau ce sugera el acolo când era întins pe gazon. Dar acestea sunt tertipurile pe care fotbaliștii le fac de obicei la trecerea timpului. Foarte bine s-a luptat acolo atât Las Bungu cât și Andrei Pătrănoiu, dar câștig de cauză au avut în prima fază dinamoviștii. Și acum minge de angajare pentru Bogdan Marinescu. Marinescu ajunge acest balon în tușă, se întoarce cu adversarul direct, îl driblează, dar acesta cu un ultim efort îndepărtează pericolul. Pătrănoiu, șut din alergare, a fost talonat din spate, ar trebui să vedem și un cartonaș galben pentru jucătorul dinamovist. Așadar, mușcelenii beneficiază de o lovitură liberă directă de la aproximativ 18 metri, o poziție favorabilă pentru un șut cu piciorul stâng al lui Pătrănoiu. Zidul dinamoviștilor este trimis la distanța regulamentară de arbitrul Mădălin Dicu. Acesta le explică și cum să-și protejeze fața și organele sensibile.
vom vedea maniera în care va executa pătrănoiul. A fost o încercare de a trimite balonul pe lângă zidul dinamoviștilor, dar încercarea destul de slabă a lui Pătrănoiu a fost sortită eșecului încă din momentul în care a atins balonul. Se zbate acolo pe suprafețe destul de mari Las Bungu, dar încă n-am văzut ceva realizări concrete. Și acum oaspeții au ieșit periculos pe atac prin Sanduiovu. Centrare. Balonul este oprit de Nuță. Încă o dată Sanduiovu și obține lovitura de colț. S-au dublat acolo apărătorii câmpulungeni, dar mai mult de această ultimă intervenție salvatoare nu au putut să obțină. După cronometrul nostru ar mai fi de jucat din această partidă aproximativ 5 minute. Vom vedea dacă și Mădălin Dicu va fi în aceeași idee cu noi. Balon degajat acum. Bogdan Marinescu este în luptă cu doi adversari. Cade, dar centralul îi face semn că jocul poate să continue, să se ridice și între timp dinamoviștii au îndepărtat pericolul. Horeboiu a ieșit mult din poartă pentru a degaja. Manole înalță un avion. Minge pe care Crânguș a încercat să o cumințească și acum Bungu combină cu Trușescu, din nou Las Bungu. Trușescu, din păcate, nu a avut un control eficient al balonului câmpulungenii, tocmai în marginea suprafeței de pedeapsă. Stele. Pentru Crânguș face bine mingea pe lângă adversarul direct, dar este fault în opinia centralului Mădălin Dicu și dinamoviștii pot răsufla ușurați. Mai pregătesc și dinamoviștii o înlocuire. Îl văd pe Alex Pisaro pregătindu-se să intre în joc. Pătrănoiu este deposedat ușor și dinamoviștii au încă o oportunitate de a se apropia de poarta lui Horeboiu. Cu puțină șansă câmpulungenii au recuperat, dar lansarea către Marinescu nu este cea mai fericită. După cum nici pasa lui Eduard Niță nu a fost una de mare calitate. Tot Eduard Niță a pasat acum lui Trușescu. Un doi al lui Trușescu cu Las Bungu. Mingea ajunge la Crânguș. Minge lăsată de Ediniță, dar în spatele lui se afla doar un dinamovist. Intrare urâtă, întârziată, dar urâtă pe piciorul lui Andrei Nuță. Se solicită și intervenția echipei medicale, iar vedem un cartonaș roșu. Este cel de-al doilea și este eliminat jucătorul dinamovist. Al doilea cartonaș galben pentru Mălin Spânu. Jucătorul dinamovist pleacă direct la cabine. Între timp s-a ridicat și Raul Ilie este eliminat. Ha, ha, ha.
Lovitură de colț pentru Câmpul Ungeni, dar centralul Mădălin Dicu are discuții cu Banca Tehnică a Dinamoviștilor dacă se permit înlocuirile la această fază, și în același timp arată că urmărește și timpul care se scurge cu efectuarea acestor înlocuiri. A intrat pe teren Alex Pissarro. Tot la trecerea timpului, dinamoviștii au făcut ultimele două înlocuiri pe rând, tocmai ca să se mai câștige ceva timp. Iese de pe teren Cosmin Ciochină și intră cu numărul 19, Florin Lungu. S-au scurs secunde bune, ca să nu spun minute. Mădălin Dicu se consultă acum cu asistentul Cosmin Ciocan. Au fost acolo anumite neînțelegeri, vom vedea ce decizie e vorba de cronometru. Consultă, nu merge la poartă. Într-un final s-au decis arbitrii. În mod normal, cronometrul care contează este al arbitrului principal, al celui care oficiază la centru, potrivit regulamentului de organizare și desfășurare a activității fotbalistice, celebrul ROAF. Există pe teren un singur arbitru, ceilalți sunt considerați ajutoarele arbitrului. Șuta lui Manole de la distanță, mingea trece peste transversala porții lui Mihai Mina. După cronometrul nostru ne aflăm în minutele de prelungire ale acestei partide. În continuare, dinamoviștii conduc cu 4-2 și e greu de imaginat că ar putea să mai scape printre degete această victorie din partida de astăzi cu Mușcelul. Balon înălțat de Horeboiu se întoarce la golkeeperul Câmpulungean, care repune rapid cu mâna pe partea stângă. Și acum minge lungă la care aleargă și Trușescu și Crânguș, dar este mult prea lungă pentru a putea fi păstrată în joc. Și cred că asistăm la ultimele secvențe ale jocului de la Câmpul Lung. L-am văzut pe arbitrul Mădălin Dicu consultându-și din nou cronometrul.
o fi de fabricație chinezească. Stella este invitat să repună de la margine din propria jumătate de teren. Marinescu a încercat să joace, e greu să joace cu spatele la poartă, a încercat să oprească un balon, să-l cumințească pentru unul dintre coechipieri, dar nu a găsit niciun coleg bine poziționat în acea zonă a terenului. Horebuiu. Lung pe vârfuri până la Trușescu și cât pe ce să urmă, să asistăm la un autogol, balonul lovit de apărătorul dinamovist s-a scurs prin fața porții lui Mihai Mina și a trecut puțin pe lângă stâlpul din stânga al goalkeeperului dinamovist. Centrare acum respinsă de dinamoviști. Eduard Niță din nou pentru... Și gol! Înscrie Bogdan Manole. Marchează pentru Muselul Câmpul Lung Bogdan Manole, 3-4. A fost o minge trimisă de Eduard Niță către poarta dinamoviștilor. Mingea s-a strecurat printre mai mulți jucători, au intervenit acolo și dinamoviștii, dar aceasta a fost ultima fază notabilă din partida de astăzi. Așadar, la fluierul final al arbitrului Mădălin Dicu, scorul înregistrat este Muscelul Câmpul Lung Elite 3, CS Dinamo București 4. A fost o victorie, zic eu, mult mai lejeră decât o arată rezultatul a dinamoviștilor. Din păcate pentru Câmpul Lungeni, nivelul la care au jucat astăzi nu a fost cel care să le dea speranțe pentru victorie în fața dinamoviștilor. De la stadionul municipal din Câmpul Lung, Sebastian Mângâță și Vali Mocanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dorim toate cele bune, rămâneți cu Clar TV. I'll take a